Bine v-am regăsit, prieteni, pregătiri de război ca niciodată după al doilea război mondial în Europa. Fiecare cancelare europeană, fiecare serviciu secret este la curent cu tot felul de strategii, este la curent cu tot felul de pregătiri de război. Sună ciudat, sună urât, ce caut acum chelul ăsta de la Cluj să ne streseze pe noi că e marți, 3 ceasurele, etc., etc. Dar vă spun următorul lucru. Germania. Scenariu militar pentru un atac al Rusiei pe NATO, Baltici plus Polonia, coridorul Suwalki, la început de 2025, însă provocările pot să înceapă din februarie 2024, adică de luna viitoare. NATO, antrenament uriaș pentru un potențial atac rusesc. O să mergem să vorbim mai mult despre subiectele astea. Englezii, public, da? Adică nu mai vorbim despre strategii rămase așa cu confidențial pe ele sau strict secret. Nu. S-a vorbit public, da? Ministrul apărării din Marea Britanie, Occidentul poate fi în război cu China sau cu Rusia, Iran, în următorii 5 ani, o să dezvoltăm și chestiunea asta, adică mai multe puncte, da, de război și nu le mai poate lumea liberă gestiona. Suedia, iarăși, ministrul apărării, care spune clar populației suedeze că trebuie să se pregătească de război. Vorbim aici de oficiali. Think-tank-urile occidentale. Ipoteza că am avea 5 ani să ne pregătim este mult prea optimistă, pentru că există, dincolo de provocările care pot veni în februarie 2024, și o perioadă de tranziție prezidențială din Statele Unite, da, la sfârșitul 2024, începutul 2025, de care Rusia poate profita. Mă duc mai încolo. Este o mobilizare uriașă a trupelor NATO în Europa. Doar Marea Britanie trimite 20.000 de militari în estul Europei, trimite nave de război, avioane de luptă F-35. Bun? Ați văzut știrile, Bild, cotidianul ăla din Germania, a pus mâna, pe, atâta cât s-a putut, pe un document secret de la serviciile nemțești, în care scenariul arată așa. Conflictul ar escalada în februarie, NATO ar putea disloca 300.000 de soldați în zona coridorului Suwalki, la frontiera polono-lituaniană. De ce e bine să știm lucrurile astea? Într-o vreme sau alta, ambițiile Rusiei vor veni peste noi. Sună urât. Cum? Peste noi? Noi, Occidentul, am făcut afaceri cu ei, am luat gaz, le-am dat. Niciodată Rusia nu va fi liniștită atâta vreme cât Europa nu se va afla sub bocancul ei. Niciodată Rusia n-a renunțat la gândul că Europa este un fel de apendice al Moscovei și că este aproape o normalitate, inclusiv geografică, nu mai vorbim de culturale, etc., etc., ca Europa să vină cumva într-o poziție de subordonare la Kremlin. Faptul că se pregătesc astfel de scenarii arată că lupta este extrem de serioasă. Sigur că mai contează și declarațiile lui Trump. Trump care, de exemplu, într-un stat american a devenit clar un fel de câștigător în fața tuturor celorlalți candidați sau contracandidați republicani. Biden aseară a ieșit și a spus, este foarte clar, preferatul republicanilor este Trump, deci va candida. Pe ce se bazează Rusia? Rusia se bazează, în primul rând, pe spiritul mercantil al lui Trump, care a și spus clar, domnule, vedem noi dacă apărăm Europa sau nu. El a avut și acele vorbe că să retragem Statele Unite din NATO. Sigur, unii au luat-o ca un fel de presiune asupra Germaniei, să pună și Germania 2% din PIB, dar să spui asemenea lucruri din perspectiva celui mai puternic om din lume, că așa este considerat președintele american de un secol și jumătate, nu-i așa? Sau de un secol, asta înseamnă să dezgheți niște ape care până acum erau destul de stabile. Puteai călca pe ele, dar pe gheața aia. Dintr-o dată, gheața devine mișcătoare, nisipul devine mișcător. Bun? Asta e una la mână. 2. Tot ce se întâmplă astăzi în Europa, toate revoltele, tot anticapitalismul, ca să nu mai vorbesc de stânga, o să vorbesc de anticapitalism, dar toți anticapitaliștii ăștia care de multe ori habar nu au pentru ce ies în stradă, fac jocul Rusiei fără să vrea. Există acea formulă de idioți utili, Da? Idiotul util este cel care în mintea lui își face un fel de scenariu cum că ar fi mare erou și luptă pentru o cauză, dar de fapt cauza aia este subsumată, da, unei cauze mai mari și de obicei se referă la Rusia, la Iran, la China. Mișcările vor continua în Europa. În Franța am văzut un meeting mare, le patrioți, da? Patrioții, care spun foarte clar, nu ne interesează Uniunea Europeană, trebuie să ieșim de acolo. Se vorbește despre Frexit, deocamdată nu are mare alonjă în populație, Frexitul, da? După Brexit, dar va deveni o temă. În România, mișcările, o să le spun suveraniste, deși n-au legătură cu suveranitatea, ci au legătură, dacă vrei, cu un ro-exit, mișcările din România ajung undeva la 25%. Și în România vorbim despre un paradox. Acum 10 ani, românii erau cei mai euro-optimiști. Acum sunt cei mai euro-pesimiști. Asta mi-arată ce? Asta mi-arată cât de volatilă este europenitatea în Est, sau cel puțin în România. Ce mai rămâne? Rămâne Polonia, care este practic umbrelă din Finlanda până în Slovacia. Rămâne o Turcie destul de volatilă și ea, ca politică externă, cu ambiții otomane, da? Cu tot felul de ambiții de lider regional și, dacă se poate, acolo la masa liderilor mondiali. Erdogan are ambiția asta și se vede. Negociază când cu Statele Unite, negociază când cu Rusia, fără nicio problemă. Amintiți-vă de șantajul pentru F-16 și F-35 făcut de Erdogan. Ungaria, care stă într-o poziție de non-combat pro-rus, o să spun chestiunea asta, pentru că a vorbit despre pace când un agresor intră, invadează o țară și tu vorbești despre pace și nu despre faptul că agresorul ăla trebuie eliminat de acolo, trimis înapoi în țara lui, înseamnă totuși un fel de paradox. După ce ai fost călcat de ruși în 56 de sovietici, nu poți să vii să-mi spui acum că, domnule, să fie pace. Că pacea a fost după aia, după 56 în Ungaria și n-a fost foarte bine. Bun. Rămân Cehia, Slovacia, într-o poziție, dacă vrei, destul de minoră, deși ele fac eforturi ca să ajute Ucraina. Rămâne Ucraina, care deja este privită și prin prisma oboselii războiului. Adică oamenii care au plecat de acolo, în bejenie, cu copii, cu neveste, toți cei care au plecat, au fost primiți în toate țările. Acum, aceleași țări se uită cumva peste ochelari. Și nu doar în România, să nu mă închipuiți asta. În Cehia, de exemplu, ajunge ca un ucrainean să facă o gafă și se răsfrânge atitudinea cehilor peste toți ucrainenii. S-au săturat de ei. Și asta știu de acolo, din interiorul Cehiei. În România ați văzut tot haloimăsul, cu cerealele ucrainene, cu tot felul de lucruri de genul ăsta, dar, până la urmă, vorbim despre ce? Dacă vă amintiți, cred că am dat aseară pe televizor, unul din punctele, ca să fac o paranteză, unul din punctele celor care au protestat aseară, și de 5 zile, de 6 zile, în România, pe străzi, punctul 9 la revendicări era așa, ca România să se opună intrării Ucrainei în Uniunea Europeană. Adică, dintr-o dată, oameni care aveau revendicări privind, nu știu, acciza la benzină, la motorină, subvenții, etc., vor să intre în politica externă. Adică să dea ora exactă în politica externă. Nu se va întâmpla doar la noi. Nu se va întâmpla doar la noi. În Germania ați văzut ce e acolo, o să înceapă și în Italia, încet, încet începe și în Franța. De ce? Pentru că războiul ăsta hibrid este purtat de foarte mulți ani. După 2014, lumea a stat cumva mirată 2-3 săptămâni, ce fac ce Rusia. Rusia a ridicat mâna în Parlament, a dat o ștampilă rotundă și a luat Crimea. Și lumea liberă n-a reacționat. Asta a fost un moment incredibil de bun pentru Putin, că și-a dat seama că lumea liberă e dispusă să negocieze practic un terț, să pună, în cazul nostru, Crimea la meniu, să negociem, să vedem cât costă. Și au continuat relațiile comerciale cu Rusia, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Acum, după atâta război al Rusiei cu Ucraina, după invazia Ucrainei, iarăși se întâmplă niște lucruri. Statele Unite zice pas ajutorului pentru Ucraina. Uniunea Europeană este stopată prin veto Ungariei ei, da, să dea cele 50 de miliarde de euro Ucrainei. Și ca să înțelegeți, banii ăștia, ajutor american sau miliardele de euro din Uniunea Europeană, nu se dau în valize. M-am dus la Zelenski și am dat 10 miliarde de euro sau 50 de miliarde. Nu. Asta se dau pe echipamente militare. Și banii se întorc, culmea, tot în economia americană și în economia europeană de cele mai multe ori. Adică banii ăia merg pe producția de, să zicem, de obuze sau de avioane, care se fac în Occident, care se fac în America. Lumea nu înțelege chestiunea asta. Și încet, încet se dezvoltă un fel de caracatiță de asta a negării, da? Aproape că se neagă că Rusia a invadat Ucraina. Văd pe comentarii, văd pe rețele sociale, văd pe TikTok și Instagram, unde este o propagandă incredibilă în favoarea Rusiei, în favoarea Hamasului, în favoarea Houthi, în favoarea Iranului, adică în favoarea tuturor celor care n-au niciun chef de democrație. Ori în momentul în care ai asemenea dizabilități în lumea liberă, înseamnă că poți avea niște dizabilități foarte, foarte urâte în cazul în care Rusia pornește într-adevăr cu provocările și războiul. De obicei, războaiele nu încep cu prima împușcătură. Niciodată n-au. Și nici nu încetează cu ultima împușcătură. Da? Prima dată sunt provocările. Prima dată sunt provocările să vadă cum reacționează. Și Rusia va face chestiunea asta. Rusia va încerca, poate chiar din februarie, cum zic cei de la BND, de la serviciu secret german, da? Să provoace, să vadă care e reacția NATO. Care e reacția Poloniei? Polonia era lăsată singură sau se întâmplă ceva? Lituania va face pasul înapoi sau va coaliza în jurul ei, în cazul unei provocări acolo la Suwalki, ceva din NATO. Lucrurile astea se vor întâmpla. Ideea este cum ești pregătit pentru ele. Și aici deja vin la politica internă a României. Dacă tu nu ești foarte solid, dacă n-ai carne pe os, să reziști la toate chestiunile astea, va bubui din interior totul. De asta, deși m-au jurat câțiva, de ce nu susțineți protestul fermierilor, etc., în primul rând, era un protest pregătit dinainte. V-am arătat ieri dovezile. Din 4 noiembrie, da, un partid suveranist, un partid anti-european pregătea chestia asta și a și spus. Da? Au și dat acolo pe circuitele lor de comunicare internă, da? Pregătim protestul, ne asumăm protestul. Ei bine, lângă ei au venit o grămadă de oameni de bună credință, unii naivi, alții disperați, da? Și s-a făcut ce? S-a făcut un haloimăs total. Și atenție, s-a luat exact pe tipicul german. Nemții au făcut niște focuri intersecții să-și prăjească cârnați, să-și facă nu știu ce. Aseară ăștia la Vama Siret își făceau tocană de miel cu mămăligă. Adică inclusiv aici, la detalii, totul a fost pregătit. Da? Și totul a fost pregătit pentru că de pe TikTok, de pe rețele sociale, Germania, Polonia, Moldova și România au fost cele 4 ținte ale propagandei. Gândiți-vă ce ar însemna ca România să trebuiască să aibă efortul de război și dincoace să-ți fie o grămadă de haloimăși de ăștia în stradă. De ce vorbim așa? Ca să știm că se poate întâmpla. Că nu ne dorim să se întâmple, este absolut normal. Dar e bine ca să vorbim, ca să știm și să fim pregătiți. O zi minunată!